Căutăm în continuare, a venit domnul Stelian Ion, a prezentat o formă, punctul nostru de vedere că trebuie analizată foarte serios, căutăm în continuare formula comună. Nu vor să renunțe încă la acel amendament? Discuția continuă. Această propunere cu care a venit domnul Stelian... Discuția mai continuă. Nu s-a început discuția despre rectificare, premierul a spus foarte clar că face o analiză împreună cu ordonatorii principali de credite și după această analiză împreună cu ordonatorii principali de credite va începe o discuție în coaliție pe tema rectificării. Dar sunteți de acord până la urmă cu acel fond special de 7 miliarde pentru primari? Deocamdată nu am început discuția. Pe rectificarea bugetară vom lua o decizie. Nu s-a discutat acest subiect. Despre testarea medicilor care nu vor să vaccineze, ați apucat să discutați? Nu s-a discutat. Bun, dar te-nțeleg, problema inundațiilor și ajutorul care sunt... Cu siguranță, evident, chiar premierul a și spus că a pregătit o primă hotărâre de guvern, de asemenea are o videoconferință cu prefecții pentru a mobiliza toate resursele în intervenții rapide și eficiente. Evident că se pregătesc hotărârile de guvern în continuare pentru acordarea despăgubirilor pentru cei afectați de calamități, de inundații și pentru, evident, asigurarea resurselor. Nu cunosc în detaliu sumele, dar știu că e pe circuitul de avizare hotărârea de guvern pentru alocarea sumelor, cel puțin pentru județele pentru care au fost făcute toate procesele verbale privind pagubele, adică Vrancea, Neamț, Bacău... Ați discutat și despre acel document cu premierul, cel care a apărut în spațiul public? Nu. Domnule Orban, aș vrea să ne spuneți dumneavoastră că erați și premier și președinte de partid. Cum făceați dumneavoastră diferența dintre consilieri de stat care trebuie să muncească doar pentru guvern și cei care lucrau pentru partid? Adică care este procedura atunci când ești? Când ocupi cele două funcții? Toți consilierii de stat, toți secretarii de stat, toți angajații din guvern, din secretariatul general al guvernului și din cancelarie, trebuie să își desfășoare activitatea pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu în interes public. Toți consilierii mei de stat aveau atribuții pe domenii și fiecare avea anumite obiective pe care trebuia să le urmăresc. Propunerea premierului ca cei care vor să conteste acest document să vină cu probe, să demonstreze că este unul real. Asta e problema premierului. Din punctul meu de vedere, eu am dat un răspuns. Dacă documentul este real, este grav, și cine l-a elaborat acest document, trebuie să plece. Premierul sugerează că o simplă foaie cu anchetul guvernului nu ar fi un document oficial. Nu mă pot pronunța asupra... Colegii dumneavoastră colegii dumneavoastră din PNL au primit acest document și de unde? Asta trebuie să întrebați pe colegii PNL care urma să fie adresat acest document. Dar nu vă preocupă? Sigur că v-am spus, dacă este adevărat, practic cine se ocupă cu așa ceva, nu mai are ce să caute în aparatul de lucru al guvernului. Există autosizeze un organ, anchetă, există o cerere din partea PSD. Nu mă pricep aici exact despre ce e vorba. Oricum, repet, m-am uitat în mare, nu m-am citit documentul în amănunt, dar m-am uitat în mare pe document și sunt o serie de elemente care oarecum dau anumită veridicitate documentului. De-aia am spus că dacă documentul este real, cine l-a elaborat și cine se ocupă cu așa ceva, adică cu o campanie, anticampanie, față de PNL și față de președintele Partidului Național Liberal, nu are ce să caute la Palatul Victoriei. Un element care să arate că este vorba de susținerea activității guvernului și... Evident că nu există. Nu există niciun fel de element. Domnule Orban, în această campanie internă acolo, se cer liderilor partidului să dea informații cu privire la ce faceți dumneavoastră în campanie, astfel încât acestea să fie date în presă. Este o practică normală? V-am spus, dacă este adevărat, v-am zis care e punctul meu de vedere. Nu e normal, este total nefiresc, este, dacă e adevărat, și ilegal ca angajați de la guvern să lucreze în campania politică internă. Vă mulțumesc că am plecat.